După prima etapă din retur, Liga Națională de Handbal a intrat într-o pauză competițională de 3 săptămâni din cauza reunirii naționalei de seniori a României pentru cele două meciuri cu Lituania din campania de calificare pentru Campionatul European din 2012, meciuri ce vor avea loc pe 10 și 13 martie. Oficialii echipei locale de handbal CS Universitatea vor să suplinească această pauză cu jocuri de pregătire pentru a-și ține jucătorii în febra competiției, motiv pentru care au stabilit în această săptămână două partide de test. Astfel, miercuri de la orele 17 la sala liceului cu program sportiv, elevii antrenorului Leonard Bibiric vor întâlni divizionarea secundă Handball Club Vaslui, urmând ca vineri de la orele 11:30 la Bistrița să joace în compania celor de la Minaur Baia Mare. Săptămâna viitoare, sucevenii vor mai avea încă un meci pe teren propriu în compania celor de la Politehnica Iași. Tehnicianul studenților crede că această pauză nu este benefică pentru elevii săi, deoarece i-a scos din ritmul și creșterea de formă sesizată în primele 3 etape din acest an. Leonard Bibiric a spus că de la etapă la etapă ritmul și eficiența echipei a crescut treptat, iar această pauză nu poate decât să-i scoată din febra competiției. Dacă a început mai greu cu Steaua, la Timișoara s-a observat o îmbunătățire a jocului echipei, iar în ultima etapă cu Oradea, formația a fost la 80 sau chiar 90% din potențial. El a mai spus că vor disputa 3 meciuri de pregătire, dar acestea nu se compară cu cele din campionat, acolo unde există o miză și concentrarea este mult mai mare. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că în ciuda celor 3 săptămâni de pauză după plecarea lui Dan Ilieș la Pandurii Târgu Jiu, echipa este în continuare deficitară pe postul de pivot, acolo unde a rămas doar Matei Șerban, jucător ce nu prea are foarte multe meciuri la activ în Liga Națională. Soluția de compromis pentru al doilea pivot ar fi Șoldănescu sau Chiruț, ultimul aflându-se la recuperare după o accidentare la cot în meciul cu Timișoara. Leonard Bibiric crede că, totuși, această pauză este benefică pentru echipă prin prisma faptului că Adi Chiruț va putea reveni mai rapid la echipă în meciurile oficiale. Echipa de lupte greco-romane Junior 2 a liceului cu program sportiv Suceava a reușit să completeze podiumul primei etape din Campionatul Național de Lupte Greco-Romane pe echipe, competiție ce a avut loc în weekendul trecut la Suceava, în sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal, și la care au participat aproximativ 120 de sportivi de la 15 cluburi din țară. După ce anul trecut a câștigat medalia de aur în acest concurs, LPS Suceava a pornit în nou sezon cu o echipă total schimbată, în care se regăsesc doar 4 din cei 12 componenți din 2010, restul fiind în primul an de Junior 2 sau chiar la Junior 3. Din echipa sucevenilor, cea mai spectaculoasă evoluție a avut-o Andreea Petre, care s-a impus într-un mod mai mult decât categoric la cea mai populară categorie 63 de kilograme, acolo unde au fost numai puțin de 16 sportivi. Celălalt loc 1, câștigat de LPS Suceava, i-a revenit lui Mihai Șulea la 46 de kilograme, care alături de a Petre a făcut parte și din echipa campioană de anul trecut. Deși este încă Junior 3 și a primit dispensă de vârstă pentru a concura la Junior 2, suceveanul Teodor Horătău a avut o evoluție peste așteptări, câștigând locul al doilea la 42 de kilograme după ce s-a impus în fața campionului de anul trecut de la Junior 3, categoria 38 de kilograme, nemțeanul Mihai Cristian, cel care se anunță un candidat la titlul de campion la individualele de Junior 2. La categoria 54 de kilograme, pentru LPS Suceava au punctat Ionuț Croitor și Ionuța Costăchioaie, locul 3, respectiv 5 la 50 de kilograme, Daniel Nicolae, locul 5 la 58 de kilograme, Iulian Șopârlă, locul 3 la 69 de kilograme, Bogdana Mărculesei, locul 7 la 76 de kilograme, Cosmin Belciug, locul 3 la 85 de kilograme, Constantin Huțuleac a terminat pe 5, iar George Hreniuc a punctat la 100 de kilograme după ce a ocupat locul 5. Antrenorul Andrei Bolohan a spus că și în acest an competiția a fost una puternică, la această primă etapă participarea fiind una numeroasă. Deși majoritatea componenților de anul trecut au trecut la Juniori 1 și nu se așteptau la o clasare pe podium, se pare că sucevenii au reușit să formeze o echipă competitivă cu care să-și pună drept obiectiv calificarea la turneul final. Mai sunt încă 3 etape până atunci, din care cea mai importantă va fi următoarea la Botoșani, acolo unde LPS Suceava trebuie să facă o figură cel puțin la fel de frumoasă. Echipa de handbal junior 1 a liceului cu program sportiv Suceava se menține în lupta pentru un loc ce duce la turneul semifinal după ce s-a impus duminică pe teren propriu în fața celor de la LPS Botoșani, scor 24-22. Sportivii pregătiți de antrenorul Petru Brânduși au început destul de prost acest meci, ratările costându-i pe tabela de marcaj, unde oaspeții au condus timp de 20 de minute. Pe final de repriză, sucevenii și-au revenit și au intrat la vestiare cu un avantaj minim, scor 12-11. Contrar jocului din prima parte, în debutul reprizei seconde, LPS Suceava nu a mai ratat așa de mult, s-a închis mai bine în apărare și s-a distanțat la 4 și mai apoi 5 goluri. Pe finalul jocului, oaspeții au reușit să recupereze din diferență, dar gazdele au terminat meciul cu un avantaj de 2 goluri, scor 24-22. Pentru acest meci, din lotul sucevenilor, au lipsit doi jucători importanți, Iriciuc, care stă de mai multe etape după ce a suferit o fractură de falangă, și Alin Pricop, suspect de hernie inghinală. Antrenorul Petru Brânduși a spus că echipa s-a mișcat destul de bine, mai ales în apărare, dar din nou ratările la finalizare le-au dat bătăi de cap în fața unei echipe solide ce
i-a surprins față de meciul din tur. Sucevenii au avut o primă repriză slabă, dar și-au revenit în cea de-a doua parte și Brânduș crede că dacă nu rata așa de mult, diferența finală era mult mai mare. El spune că echipa se luptă în continuare pentru un loc la turneul semifinal, poziție față de care sunt la 4 puncte în spate, dar mai sunt două meciuri din retur și cele două turnee de sală unde se poate recupera diferența, a încheiat Petru Brândușe. Șansele de a ajunge la turneul semifinal au mai scăzut pentru echipa de handbal junioare 1 a liceului cu program sportiv Suceava, după ce sâmbătă au remizat pe teren propriu în fața adversarelor de la handbal club Oțelul Galați, scor 21-21. Oaspetele au început mai bine acest meci, conduceau după primele 8 minute cu 5-3, dar elevele antrenorului Doru Țugurlan au revenit și s-au distanțat la 3 goluri după 5 reușite consecutive, scor 8-5. Până la pauză, jocul a fost destul de echilibrat, sucevencele intrând la vestiare cu scorul de 13-11. În partea secundă, echipa LPS și-a mărit avantajul la 5 goluri, 17-12, dar jucătoarele din Galați nu au cedat și au revenit pe tabelă egalând la 18. În ultimele 10 minute de joc, gazdele au beneficiat de intervențiile bune ale portarului Ivanov și s-au distanțat la 2 goluri, dar cu un minut înaintea finalului, oaspetele au egalat la 21. Deși au avut atacul din de 40 de secunde, elevele antrenorului Dorel Țugurlan nu au reușit să înscrie golul victoriei, pierzând astfel un punct după egalul 21-21 cu handbal club Oțelul Galați. Tehnicianul sucevean a spus că, din păcate, după această remiză, șansele de a ajunge la turneul semifinal s-au diminuat. Echipa sa a controlat jocul în 85% din durata lui, dar nu și-au conservat avantajul și nu au reușit să marcheze golul victoriei în ultimele 40 de secunde. Totuși, atâta timp cât mai sunt șanse, elevele sale vor lupta până la capăt. Pentru echipa LPS Suceava au evoluat sportivele Ivanov, Ungurean, Iroftei, 7 goluri, Ivaniuc, 5, N, 4 goluri, Tătărușanu, 3 reușite, Vaschiu, 2, Trascu, Ghivnici, Oto, Faib, Petraru și Cojocar. Acesta a fost ultimul joc din sezonul regulat, sucevencele urmând să mai joace două turnee de sală în aprilie și mai, la finalul cărora se vor stabili primele două clasate ce merg mai departe din seria A.